Ordonanța care cuprinde noile măsuri fiscale a fost publicată în monitorul oficial. De la 1 ianuarie 2024 sunt prevăzute creșterea amenzilor de circulație, noutăți în ceea ce privește programul Rabla, dar și plafoane de numerar și amânarea unor prevederi din legea învățământului preuniversitar. Ordonanța Trenuleț prevede schimbări majore de la 1 ianuarie 2024. Punctul de amendă va crește de la 145 de lei la 165 de lei în urma creșterii salariului minim brut. Punctul de amendă este prevăzut la 5% din salariul minim, procent cu care va crește în 2024 și salariile bugetarilor. Excepție fac cei din învățământ, ale căror salarii vor crește în 2024 cu 20%, însă în două tranșe. Anul începe cu amânări în ceea ce privește unele prevederi din legea învățământului preuniversitar. Se amână până în anul școlar 2025-2026 înființarea Centrului Național pentru Educație Inclusivă, se amână și realizarea cel puțin o cameră resursă pentru suport educațional și psihopedagogic în fiecare unitate de învățământ preuniversitar, dar și alte prevederi. De mărirea indemnizațiilor cu 13,8% vor avea parte invalizii, veteranii și văduvele de război. Munca suplimentară a bugetarilor peste program se va compensa de la 1 ianuarie doar cu timp liber. Există și excepții pentru personalul militar, polițiști, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională. Schimbări importante sunt anunțate și în cadrul programului RABLA. Se va acorda doar o sumă de până la 25.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric sau pe hidrogen. Totodată, 13.000 de lei este suma maximă ce poate fi obținută pentru cumpărarea unui autovehicul nou, electric, hibrid sau a unei motociclete electrice. După discuții intense în spațiul public despre limitarea plăților numerar, plafonul a fost stabilit. Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între firme și persoane fizice pentru achiziția de bunuri sau servicii sunt plafonate la 10.000 de lei zilnic. Suma aflată în caseriile firmelor nu poate depăși însă 50.000 de, de lei zilnic. Pentru magazine, supermagazine și hipermagazine, plafonul este de 500.000 de, de lei.